Geaba, băieții, și bine ați venit la un nou episod din FIFA 19 Draft spre Glory. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like ca să încercăm să ajungem la peste 5750. Ar fi absolut genial, băieți. Astăzi facem un challenge pe care foarte mulți dintre voi vi l-ați dorit. Am tot primit comentarii în legătură cu acest challenge. Astăzi facem challenge-ul draftul capitanului. Vă explic imediat despre ce este vorba. Înainte să începem, ca de obicei, dacă vrei să cumperi articole sportive de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul este în descriere, ai 10% discount dacă folosești codul OVI la checkout. Ai acolo ghide de fotbal, training-uri, tricouri de fotbal, tot ce poți să te gândești tu când te gândești la fotbal. Ok, băieți, hai să vă explic cum o să stea treaba în acest draft. Deci, băieți, draftul capitanului. Cum o să se desfășoare lucrurile? Păi foarte simplu, avem voie să dăm gol doar cu capitanul. O să-l căutăm doar pe el pentru șuturile la poartă. Și capitanul nostru va fi primul jucător, bineînțeles, pe care îl alegem în draft. Hai să începem și să ne alegem formația. Dacă îți place această idee, lasă un like acum la clip. Dacă ai alte idei pentru challenge-uri, lasă un comentariu mai jos. Hai să vedem, 4-2-3-1, 4-3-2-1, 4-3-3, Fulzain, 4-4-1-1, 5-3-2, 4-2-3-1 să fie CAM-ul ăla. Cred că e foarte important. Capitanul, dăm pe cineva bun. Uf! Ceva, Felipe Anderson poate să dea goluri, e foarte important, poate, din postură de CAM. Hi, work rates, ok, deci îl iau pe Felipe Anderson, ăsta e capitanul nostru. El nu are loc în primul 11, uite-l, bagă lebe, văd, încât în 2. Și după aceea o să-l jucăm noi unde vrem noi. Cel mai probabil o să joc CAM. Hai să vedem, mă, atacantul în 4-2-3-1, mă roagă tot cu Ibra, dar mi-l dă pe Pele de 91, clar Pele de 91, evident. Sigur sunt Gomez, Fekir, Paie și Marco Reus. Hai mă, de ce nu, Marco Reus, un jucător decentuț. Deși cardurile sale până la timpul de ține, să fiți sincer, nu m-am impresionat. Văd că tot mă roagă cu Sigur sunt Fekir, Paie. S-au repetat foarte mult jucători în acest... în aceste două player pick-uri. Fekir, Quintero, Lingard, Paie. Habar nu am pe cine să iau, băieți, vă spun sincer, nu știu. Fekir, francez, Olympique Lyon, habar nu am. Felipe Anderson, cum să fie băgat ca super sau... Oh, Maradona, 98, golanule, ce faci, Gironca? Bun, bun de tot. Goye, Kramer, Danilo Pereira, Koulibaly, fii atent, mutăm pe partea... Koulibaly îmi place, nu prea ia nimeni oricum cu Fekir, am nevoie de cineva să-mi țină în mijlocul, să mă protejeze acolo, Koulibaly să fie chiar dacă nu suntem în full cam. Următorul player pick, ce-i ăsta, frate? Anguisa ăsta, Premier League, măcar ia cu un jucător, ce pot să faci, asta e. Idris, ce alte ligi mai avem, Rusia, Portugalia, Rusia, ia al băgagiu ăsta. Ololo, olole. Stones, okidoki, Stones sau Sanchez, Socrates sau Virgil. Oh, băieți, deciziile astea, ce să facem noi? Foarte greu să nu-l iei pe Virgil când îl primești, dar se pare că Sanchez arată mai bine. Sincer, vă spun că arată mai bine. Sanchez să fie, Hermoso, Bonucci, Alderweireld, Upamecano și Socrates. Intră Socrates acolo, Upamecano, not really, Alderweireld. Intră super bine pe chemistry, dar avem o problemă, nu-mi place el ca fundaș. Luăm pe Socrates atunci. Ok, să vedem fundașul dreapta. Daniel Alves, Alexander, Arnold. Arnold să fie. Am avea pe cineva care s-ar potrivi acolo, este puțin. Lala, francez, mutăm ceva pe acolo, nu. Pisce, Coleman, Arnold, Daniel Alves, Arnold să fie. Cuplul de fundaș e cam cimentat acolo, deci ne ducem pe portar. Portarul este evident Schmeichel, în caz că vrem să ne mai jucăm după aceea la fundaș. Deși doar ce spusesem că e cimentat cuplul. Crive de 95, Dumnezeule, che giocatore, amore mio. Of, ma che giocatore. Ce jucător, și trebuie să dau goluri cu Felipe Anderson. Ok, nicio problemă. Grimaldo, Sergio Busquets, interesant, Tejes și Sule. Tejes, braziliero, pe partea aia, ne, Busquets, I really don't know. Grimaldo, spaniol, fundaș stânga, nene, Salanu, Busquets, cred că ar ține bine la mijloc, dar
Vom pierde foarte mult chemistry jucându-ne așa. Foarte, foarte mult. Poate ca super sub. Mamă, câte iconuri avem în față, o grămadă. Danilo Silva, Germania, MLS, Cehia, Japonia. Highest rated. Altceva nu mă interesează. Cineva în locul lui Royce acolo. Mendy, Lang, Costil, Balde, Petrața. Spania 1. Spaniol. Balde, Lang, Mendy. Mendy intră Blanao. Blanao intră Mendy aici. Blana și Felipe Anderson fie super sub în locul Marco Royce. Jordi Alba, Alexandro, Secalehon, Baines. Baines aparent mai bun decât Mendy. Zic eu, ia să vedem. Viteză mai mare, passing mai mare, defending și physical mai mare decât Mendy. Așa se pare că acel flashback SBC Baines este peste Mendy. Deci nu știu cât de înalt este Baines. Nainggolan, Camacho, Rufie și Marcos Alonso. Nainggolan. Aici la mijloc, ce mi-ar trebui în loc de ce am eu ăsta? Ce ar merge aici? Merge ceva? Nu prea. Felipe, cât stă acolo? În 3. Nu-mi place. Vreau să intre super sub în 5 și ceva. Oscar Bufal, Suso, Hazard și Chiesa. Hazard, da, mă, nu mai dai un ceam, eh? Un ceam. Ronaldo e intră în full cam acolo, da. Ronaldo intră în full cam, fii atent. Brand era piesă mondială, dar nu intră în full cam, nu cred că are cum să intră în full cam. Of, ce am, CF, ah, nu merge combination. Da, luăm pe Ronaldo și ne ducem lejer în full chemistry. Okidoki, full cam 191 și trebuie să-l băgăm pe Felipe Anderson după minutul 1. Conoplianca Veia, El Sharaoui. 3 jucători rămași, ne mai dă și nou un CDM bun. Un Vieira ceva, not really, Marquinhos și sau Ramos. Marquinhos s-ar potrivi de vreo culoare acolo. Mi se pare, chiar nu știu ce să zic. Sunt cam setat cu echipa, nu prea mai avem nimic de modificat. Dubois, James, ăsta, ai vino și tu. Și portarul ultimul, Skip Summer, Ederson. Ederson, avem ceva Arsenal, Summer, bun, Donnarumma. Să fie oare Ederson mai bun decât Schmeichel? E team of the season totuși, hai să jucăm așa. Ok, super sub, am avea pe un Busquets și suntem obligați, bineînțeles, să-l jucăm pe capitan, pe Felipe Anderson. Hai să vedem managerul. Ceva Italia ne-ar ajuta. Premier League sau Franța? Premier League. Hai băieți! Hei, dăm bice! Hai să vedem primul adversar, un 3-4-1-2, Gary Lineker atacant împreună cu Cristiano Ronaldo, team of the season. Nainggolan, team of the year, Kevin De Bruyne, apărare decentă și foarte decentă chiar. Cu team of the season, Virgil van Dijk. 3-4-1-2, bună echipă! Hai, fugi Felipe, fugi Felipe! Bună pentru Maradona. Dar vedeți voi, avem o problemă acolo. S-a dus Felipe Anderson mult în lateral. Mare problemă. Ah, intrase mâncareu, dar din nou blocați în ultima secundă. Haide, 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 bravo, bravo. Fugi, Felipe. Bravo. Anderson? Nu, nu, nu. Nu, Viță, cum am tras în par. Cred că e offside. Băieți, fiți atenți. Acum realizez că am făcut o greșeală. Nu e vorba că e prea dificil draftul, așa am avut ocazie cu Felipe Anderson. Mi-am adus aminte de o serie pe care am făcut-o pe canalul în engleză cu Hagi în trecut, Why Always Me se chema. Acolo aveai voie să dai gol doar cu Hagi sau din asistul lui Hagi. Cred că se pliază foarte bine această idee și aici. Gol doar cu capitanul sau din asistul capitanului. Așa să pur și simplu să dai gol cu un singur jucător e mult prea liniar. Te duci pe el, trebuie să driblezi cu el și atât. În schimb, o să modificăm acum puțin challenge-ul. O să fie pas sau gol. Deci trebuie să fie assist de la Felipe Anderson sau golul lui Felipe Anderson. Lăsați un comentariu mai jos, spuneți-mi dacă vi se pare ok această modificare pe care am făcut-o la challenge. Dacă chiar nu vi se pare ok și vi se pare că nu am făcut challenge-ul corect, nicio problemă, voieți, facem data viitoare, îl facem din nou. Hai, Anderson. Oh, tackling acolo, miraculos, Dumnezeule.
Hai pe ele. O, prea puternic ar fi mers pentru că era assist de la Felipe Anderson. M-a prins. Noi ratăm și el marchează. O viță. Hai, Anderson. Anderson, Dumnezeule, ce ratare din nou. Capitanul nostru ne dezamăgește. O bară și încă o ratare foarte, foarte mare. Ia să vedem acum pe verde și totuși nu marcăm. Încercăm o centrare la lung. Felipe Anderson. Nu. Anderson cu o centrare perfectă pentru Maradona și Maradona de acolo pur și simplu trimite în... Nici el nu știe unde trimite. Nici eu n-am înțeles nimic. Unde a putut oare să trimite de acolo? Pele cu încă un șut peste poartă și era asist de la Felipe Anderson. Haide, Anderson! Haide, mă, puțin! Aproape scăpase. Uite, poarta goală și nu pot să dau gol. N-am voie să dau gol. Poarta goală și n-am voie să dau gol. De la challenge. Asta e, că nu poți dai gol cu poarta goală pentru că te obligă challenge-ul, n-ai ce să faci. Nu e un challenge care pot să zic că mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut absolut deloc. E neplăcut să fii obligat să folosești un singur jucător pentru gol și asist. Nu mi-a plăcut. Asta e situația, băieți. S-a văzut și în rezultat. Am avut câteva ocazii bune. Felipe Anderson în prima repriză lovim bara cu el, după aceea am doar repriză ocazie singur cu portarul, cu stângul cei drept tragem portarul, ține o tiră de colț. După aceea două posibile asisturi ale lui Felipe Anderson pentru Pele. Șut peste poartă. Poate că ar trebui să modificăm acest challenge pe viitor și să luăm ca virulă capitan cel mai high rated jucător. Sau să ne alegem noi un singur jucător care să fie capitanul nostru. Pentru că eu, de exemplu, aș fi preferat aici Johan Cruyff. Prime Icon Moments Johan Cruyff să fie capitanul nostru. Fișca cu el CAM și altfel cu el. Mult mai bun șutor și pasator. Lăsați un comentariu și spuneți-mi părerea voastră. Hai să vedem totuși ce primim în rewards. Draft token. Ok. Deci putem să intrăm în draft din nou. Și o să facem în funcție de voi, băieți. Asta, tot asta cu capitanul vreau să fac. Tot asta cu capitanul vreau să fac neapărat în funcție de părerea voastră din comentarii. Ar trebui să-mi aleg eu un jucător care să fie capitanul nostru? Cel care îmi place mie cel mai mult și cel care cred eu, cu care cred eu că pot să fac cât mai multe în draft. Lasă un comentariu mai jos și spune-mi cam atât pentru astăzi. Vă pupă o viță. Pa, pa!